Mai instalată bine? Vrei să schimbi ceva? Da, atât perfect. Mulțumesc. Oamenii de marketing au această mare problemă, se crede că ei sunt Dumnezeu. Agențiile, companiile s-au gândit la premii și la ce ar putea să facă mai interesant. Și nu gândesc așa. Cum să fac să nu rămân cu bani de la un an altul? Se gândesc doar cum să-mi păstrez loc. Și atât. Adică nu trebuie să fii atât de revoluționar dacă vrei să faci lucruri. Trebuie doar să vrei și atât. Și și-au adus aminte. Dar este foarte greu să și faci ceva în acest sens. Pentru că foarte mulți țin cu dinții de scaun. Și că el este cel mai important. Și că pentru el trebuie să muncim și să facem campanii, să facem proiecte și produse. Toți vor inovația. Dacă te uiți, toate companiile, toți directorii de marketing, toate agențiile inovează. Dar în România nu se întâmplă așa. Unde e această inovație pe care o căutăm disperați toți? Acea neliniște pe care o ai când vrei să vii la birou și vrei să faci ceva. Nu este atât de greu. Secretul lor este că hai să facem, domne, ceva frumos, frumos să iasă bine. Și bloggerii s-au schimbat. Sunt alți bloggeri, nu mai sunt cei de acum 5 ani, în primul rând. Uite ce-ți dau, uite ce-mi dai, dar până unde mă implic, dar m-am plicat prea mult, dar clientul nu vrea, domne, chestia asta. Adică hai să fim serioși. Și atunci se vede, se vede și de-aia nu iese bine. Dar curajul este esențial. Cred că e vorba de oameni. Iar companiile au această mare problemă. Rămâi cu un junior de mână. N-au curaj să facă ceva puternic. Renunță. Nu există acel... Pentru că online-ul românesc în continuare crește, 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 dar se joacă cu bani puțini. Nu mai are nimeni bani. Să-l duci la un eveniment. Și e greu. Zic și mie, un lider din domeniul bancar. Biz nu este o revistă pentru toată lumea. Toată lumea caută. Recomandă într-o, recomandă într-o. Dacă vrei, găsești o cale. Toată lumea caută, dar este și de profesionalism. În sfârșit, discuția este acum despre content. Pentru că există în continuare un public care vrea să țină o carte sau o revistă în mână. Deja ești mult înainte. Foarte mulți caută în continuare să meargă pe drumuri bătute. Nu o să-i primim în revista noastră. Conținut de calitate înseamnă să fii documentat. Înseamnă să scrii și să pui în context. Și să lași omul să gândească cu creierul lui.